Salutare fraților, bine v-am găsit la un nou episod, eu sunt doar Neamul București și astăzi nu o să vin cu o știre și să, o să vin cu un episod despre posibile transferuri în această primăvară la Dinamo și zvonuri, adică mai mulți zvonuri despre următoarea perioadă și ce jucători ar vrea să aducă Dinamo. Doi jucători știți deja bine că s-au antrenat cu Dinamo la începutul săptămânii trecute, sâmbătă au fost băga și amicalul cu tunari, iar cei doi au impresionat, iar unul dintre ei este Elvis Kabashi, jucător care este născut pe 20 februarie 1994, are 25 de ani, naționalitate Albania, 1,77 m, joacă în centrul midfield și mai poate juca și în spatele vârfului și ca din câte am înțeles și ca extreme, a debutat deja la Naționala Mică a Albaniei. Cum v-am spus, poate să joace Atanke-Milfield, Left-Milfield și Center-Milfield. Am ajutat de-a lungul carierei la Empoli în 3 rânduri, Empoli-Youth și Empoli-19 în 2 rânduri. A fost împrumutat odată la Juventus, de unde a fost cumpărat după de Juventus în 2013 cu 700.000 de euro. A fost împrumutat la Pescara, de unde a revenit la Juventus, iar a fost împrumutat la FC Bosch, deci el nu a apucat să joace la Juventus, a revenit, a fost împrumutat la Pontedera, a revenit înapoi în 2017, a rămas liber de contract de unde l-a luat Viterbese, a rămas liber de contract pe 28 decembrie 2017, de unde a fost luat de Livorno pe 22 ianuarie 2018, fosta echipă și al luat de unde a rămas liber de contract pe 1 iulie 2018. Un jucător care l-a impresionat pe Mircea Renic și va semna în această seară sau mâine cel mai probabil după ce va veni testul de la vizita medicală. El, în do pe 20 septembrie 2013, pe când era la Pescara, valora 1.800.000 de euro. Cota lui a scăzut foarte rău în prezent valorează 125.000 de euro. Sper să semneze cu Dinamo și sper că a spusele lui Mircea Reni să fie bune și să fie un jucător bun care să ne ajute la anul. Și haideți noi să trecem la următorul jucător. Al doilea jucător care știți bine că s-a antrenat cu echipa lui Dinamo și a debutat și meci cu Ase Tunari, scuzați-mă, și a impresionat, dar el încă mai este sub privirile lui Mircea Reni cu el încă nu s-a luat o decizie. Este vorba despre Facundo Malo, un jucător uruguayan născut pe 16 ianuarie 1995, are 24 de ani, 1,86 m, joacă center back, a debutat deja la Naționala Uruguayului U20. U20. El poate juca doar center back, a mai jucat de-a lungul carierei doar la 3 echipe, Liverpool U19, Liverpool FC a promovat la echipa mare în 2014, de unde a fost luat free în 2017 de ca iar din 1 ianuarie 2019 este liber de contract, el a stat mult, foarte mult liber de contract, deci el este mai pregătit decât Elvis Kabashi. În 2017, pe 22 februarie, valora 550.000 de euro, în prezent valorează 400.000 de euro. Cota lui nu i-a scăzut așa drastic. Sper să fie și el un jucător bun și despre el a avut mici laude, dar și alea sunt laude la adresa lui Mircea Renic. Și haideți să trecem la următorul zvon. Următorul jucător este David Caiado, legitimat în prezent la Gazmeta Mediaș un jucător care a mai fost în atenția celor de la Dinamo și anul trecut, el a preferat să se ducă la gaz metan. Un jucător născut pe 2 mai 1987, are 31 de ani, naționalitate Portugalia, 1,75 m, joacă left winger, mai are contra până pe 36 2019 de cer, rămâne liber de contract și Dinamo ar putea profita de acest lucru. A debutat deja la Naționala Portugaliei U20, el mai poate juca și right winger, dar poziția lui mai preferabilă este left winger. S-a apărut acest zvon acum câteva zile despre acest jucător, chiar dacă nu mă înșel după meciul cu gaz metan, când el a și marcat acest jucător, el a mai jucat de-a lungul carierei la Academica CS, a fost luat de Sporting sub 15, Sporting sub 17, promovat la Sporting 19, de unde a fost promovat la echipa mare a lui Sporting, a jucat în două rânduri la Sporting CP. El a fost împrumutat la Estoril, cumpărat de Trofense Free, a fost împrumutat la Zagrebie Lubin, a fost luat, la, a revenit de fapt la, la, Trofense, de unde a fost luat de Olympiacos, a fost cumpărat cu 5.000 de euro de PFC Beroe Stara Zagora, a fost luat cu 70.000 de euro de Seche Tavria, de unde a fost uh, legitimat Free la Vit Guinamer, Guimaraes, în 2014 a fost luat free de Metalist, de unde a fost luat free tot de Ponferadina, unde a jucat până pe 8 ianuarie 2018 când a semnat cu Gazmetan Mediaș. Acest jucător va răla pe 15 mai 2013 pe 1.200.000 de euro. Cota lui a scăzut, nu drastic, dar a scăzut destul de mult. În prezent valorează 250.000 de euro. Și următorul zvon și ultim, de fapt nu ultimul și penultimul din acest episod o să îl aflați în următoarea secundă. Acesta este următorul zvon. a la Iduniu, un jucător legitim la FC Voluntar, este în atenția celor de la Dinamo și a Marii Livare al lui Dinamo FCSB. Un jucător care a impresionat în acest an 2019, are 3 goluri în 6 meciuri și a înscris chiar și în meciul contra lui Steaua, a terminat 2-2 și de acolo a apărut interesul pentru cei de la Steaua de a-l achizi achiziționa pe acest jucător. Dinamo a intrat pe fir și a repede și vrea să-l ia. Un jucător născut pe 13 decembrie 1996 are 22 de ani, naționalitate Franța, 1,83 m, center, midfield, mare contract până pe 36-2021 cu cei de la voluntar, n-a debutat la Naționala Franței și nici la cea mică. El mai poate juca și right back deci poate acoperi, acoperi scuzați-mă, două posturi. El a mai jucat de-a lungul carierei la Sco Ingers Bay în trei rânduri, a fost uh, luat pe 7 septembrie 2017 de Les Herbies, pe 31 august 2017 de Fece Cambly, de unde a revenit înapoi la sku Angels pe 30 iunie 2018, iar pe 14 iulie 2018 este legitimat la fece voluntari. El uh, în prezent valorează 300.000 de, de euro, cota lui nu s-a schimbat și haideți să trecem la un jucător, zic eu, cel mai așteptat jucător din acest episod. Jucătorul așteptat de voi este Diego, Diego Fra, Fabrini, scuzați-mă. Jucător legitim la Fece Botoșan, care a mai fost odată aproape de Dinamo în luna noiembrie a anului trecut. Antrenorul de atunci l-a refuzat pe acest jucător pentru că zicea că nu e bun, iar la fece Botoșan a explodat și a devenit un jucător curtat de multe echipe. Astra, CFR Cluj, Dinamo și FCSB îl cultează pe acest jucător. Posibil să vină la Dinamo, el și-a spus pretențiile, al vrea un salariu de 10.000 de euro și să-i dea un bonus de 50.000 de euro la semnătură pentru Fabrini, dacă nu se-i dau un salariu de 15.000 de euro și să nu-i mai dea niciun bonus, depinde de văzut dacă, ce ofertă va accepta. Eu zic că Negoița ar putea să-i suporte salariul de 10.000 de euro, iar cei 50.000 de euro se i dea la semnătură Mircea Renic, depinde. Acum așteptăm să vină vara, sunt în tratative cu acești jucători cei de la Dinamo și să vedem, o să vă țin la curent. Un jucător născut pe 31 iulie 1990, are 28 de ani, naționalitate Italia, 1,81 m, joacă second striker, mare, contra până pe 30 a, 6, a 2020, a debutat deja la Naționala Mare a Italiei. El mai poate juca și left-winger și right-winger. A mai jucat de-a lungul carierei pentru Empoli în două rânduri, Udinese, USA Palermo, Udinese din nou, Watford în trei rânduri, Siena. Millwall, Birmingham, Middlesbrough, am mai jucat odată și pentru Watford împrumutat, l-a luat Birmingham cu 2 milioane de euro de unde l-a dat, la un fi cu 200.000 de euro la Spacey, Calcio, a revenit înapoi la Birmingham de unde l-a luat Real Oviedo, a revenit înapoi la Birmingham, iar din 2 septembrie 2018 este jucătorul celor de la FC Botoșan, legitima la FC Botoșan. Pe 8 iunie 2012, valorat 3 milioane de euro, cota lui n-a scăzut trasei, dar a scăzut considerabil. Pe 23 decembrie 2018 valorează 800.000 de, de euro. Un jucător care mie îmi place și aș fi vrut să-l văd mai devreme la echipa lui Dinamo. Putea să ajute Dinamo și să se ducă în play-off. Antrenorul de atunci nu l-a vrut, iar el strălucește acum la Fece Botoșani, unde este curtat, vă mai spun o dată, de Astra, Uf, Cefere Cluj și Steaua, Dinamo și a mai fost un mic interes de la Craiova, dar nu s-a discutat problema. Deci cam atât a fost cu episodul de azi, nu uita să lăsați un like și un subscribe, iar noi ne revedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!